Acum avem plăcerea să vă prezentăm Puii Generației 2020, seria 1, nu? Da. Domnul Puf, din crescătoria maestrului Puftilie. Deci argintiul ăla deschis de acolo e fiul ăla, nu? Da. Aha, bun, e bine. Am luat cu Freider Hoffman. Freider Hoffman. Frumos. Bine crescuți. Boara afară să se duc, nu? Nu, deocamdată. Deocamdată nu? De ce? Nu i-am vaccinat, sunt vreau să-i vaccinat. Aha. Am cumpărat vaccin și n-am cucine. Asta e greu, da. Și pentru prima oară vreau să fac și eu o probă. Să le dai drumul la porumbei după ce a căzut câte o pană. Într-adevăr, că unii sunt mai măricei. Da. Au forță în ei. Da. Ceva puf pe cap, alții... Doi pui, doi frați, cu coala și cu încă unul tot cuc. Da. Care cu spatele la lui în corp. Da. Îmi place. În alți ani era numeric și mai mare aici, acum v-ați mai limitat, nu? E, sunt destui și acum. Cât ziceați că ați scos? 80 deja? Aveți? Inelați. Inelați. Da, 80. Și prin cuibare mai aveți ceva? Cum să? Mai sunt. La motcă aici. Deci să strâng de 100 și anul ăsta, nu? Nu, că vreau să... Eu un puiș de la Vizil, care nu-l cunosc, m-a sunat de câteva ori și mi-am promis că îi dau. Am dat la un băiat de la mine acum de porumbei, puii de porumbei de la zbor. 800 puii. Super. Săracul se tot chinuie cu unii, oaza, iurea, că îți dau eu. Îți dau eu un lot să te așezi la, la casa ta, frumos. Și lupuște să vă amintesc tot așa, ce s-o crește frumos. La un băiat de la clubul Antilopa, i-a mâncat volpea pe lui și i-am promis că dau o pereche de pui. I-am inelat acum două zile. Și când se-l face mari, gata, nu? Uita, îi faceți cadou. Dacă a avut necaz, da. A intrat vorbea peste el.